Evenimentul s-a desfășurat la Liceul Tehnologic Dragomir Hurmuzescu din Medgidia. Comisarul șef Constantin Rădoacă le-a vorbit tinerilor despre formele de violență și mai ales despre consecințele acesteia. Elevii au aflat totodată că de la mici divergențe până la comiterea unei infracțiuni este doar un pas. Oamenii legii le-au explicat cum trebuie să procedeze în situațiile tensionate. Simpla amenințare sau mica violență pentru a-și asigura scăparea infractorului. Punerea în imposibilitate de a se apăra. Mă rog, de exemplu, punerea în imposibilitate, mai mulți indivizi îl atacă pe unul pentru a-i lua un pachet de țigări sau o țigare. Diferența între lovire și tâlhărie este că, indiferent care e valoarea bunului ce face obiectul infracțiunii, pedeapsa este la fel de drastică. Statisticile arată că violența este generată în special de anturajul în care își petrec timpul liber elevii. Tocmai de aceea, polițiștii le-au vorbit tinerilor și despre așa zișii prieteni care stau permanent în jurul instituțiilor de învățământ. Știți că am luat o măsură și în fiecare zi, pe lângă acea poliție locală vestită care tot vine în fiecare zi pe aceea, deși ca la Caragiale există, dar și cu desăvârșire, vom efectua și noi anumite activități, așa cum se desfășura înainte, deși mie mi-e jenă să spun treaba asta. E un fel de hairopim de ăsta aiure, așa, că fiecare trebuie să-și vadă de treaba lui. Nu cineva vine să-mi impună mie din altă parte. Mie mi-ar fi jenă să vină cineva din altă parte să-mi impună mie cum să mă comport. Elevii liceului Dragomir Hurmuzescu au ascultat cu atenție sfaturile oamenilor legii și au adresat chiar întrebări pe această temă. Hărțuirea este o faptă care se poate pedepsi atât telefonică și fizică. Bineînțeles. Dar avem o multe de cazuri. Nu, în cazul de la viața personală, așa zis, prin deranjarea, înțelesul vostru, telefonic sau verbal. Pedeapsa este totuși destul de mică și infracțiunea este greu de probat, mai ales atunci când se produce pe viu grai, prin telefon se poate, după ce obținem o autorizare de supraveghere a traficului telefonic, atunci putem să demonstrăm că un anumit individ vă hărțuiește. Dezbaterile privind relația între conceptul de drept la siguranță și mediul școlar au căpătat o dezvoltare continuă și constantă. În acest context, polițiștii continuă activitățile preventive în rândul elevilor. Programe parteneriale pe care le dezvoltăm de peste 5 ani de zile, am reușit să aducem aceste instituții la un nivel, să spunem, lăudabil într-un fel sau altul din ceea ce privește prevenirea violenței. Sperăm ca și de acum încolo să nu avem, așa cum n-am avut anul trecut, evenimente deosebite, să nu avem nici în acest an, deoarece nimănui nu-i face plăcere să se confrunte cu astfel de probleme. Recomandăm tuturor elevilor să aibă foarte mare grijă la comportamentul în școală, la atitudinea față de profesor, atitudinea față de procesul de învățământ și în special să aibă foarte mare grijă, în special la acest liceu, la atitudinea față de anturajul celor care așteaptă de obicei la porțile liceului. Statisticile indică faptul că dacă tinerii cunosc consecințele violenței, se gândesc de două ori înainte să se implice într-un conflict. Mulți dintre tineri și în special minorii nu cunosc repercursiunile unei fapte penale, fapt pentru care am venit aici în mijlocul lor să le explicăm cele mai facile modalități de a comite o infracțiune și în principal să le explicăm la ce se expun, la pedepsile pe care legea le aplică, chiar dacă ei sunt considerați tineri, minori sau adolescenți. De-a lungul anilor, mobilizarea și preocuparea față de violența în școli a devenit în mod constant un obiectiv strategic atât la nivel național cât și internațional. În acest sens s-a dovedit necesară construirea unui corp de cunoștințe obiective privind fenomenul. Chiar dacă lupta împotriva violenței în instituțiile de învățământ este una de lungă durată, autoritățile nu se dau bătute, iar rezultatele activităților preventive se văd în numărul tot mai scăzut al actelor de violență comise în școlile din Medgidia.